În fiecare an, în data de 13 septembrie, este aniversată Ziua Pompierilor. În urmă cu 170 de ani, în această zi a avut loc bătălia din dealul Spirii, când compania de pompieri din București, condusă de capitanul Pavel Zăgănescu, a înfruntat o numeroasă oaste otomană venită să năbușe mișcarea revoluționară de la 1848. La Sibiu, Ziua Pompierilor a fost marcată printr-o festivitate organizată de Inspectoratul pentru Situații de Urgență în Piața Mare din oraș. Pompierii au fost binecuvântați de Înalt Preasfințitul Părinte Mitropolit Laurențiu. Pompierii din Sibiu s-au adunat astăzi în Piața Mare din centrul orașului. Alături de ei au fost prezente numeroase autorități locale și județene care au transmis mesaje de felicitare. Înalt Preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, a oficiat un tedeum, iar la final le-a adresat celor prezenți un cuvânt. Ne exprimăm în același timp prețuirea noastră deosebită pentru faptul că sunteți în slujba neamului, în slujba poporului, în slujba fiecărui cetățean, în slujba familiei, în slujba instituțiilor, în slujba societății în care noi viețuim. Când auzim semnalele dumneavoastră de alarmă, toți se dau la o parte și vă lasă să interveniți urgent acolo unde trebuie, dar în același timp gândul spre Dumnezeu este de a vă ajuta ca să salvați viețile și bunurile oamenilor, cetățenilor noștri. Vă binecuvântăm, vă urăm sănătate, ani binecuvântați și mai ales ocrotirea lui Dumnezeu în toate misiunile pe care le aveți. Inspectorul șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Sibiu, colonelul Laurențiu Cosmin Balcu, a evidențiat în cuvântul său eforturile depuse de pompierii sibieni în misiunile lor, devotamentul și dăruirea acestora. Curajul și spiritul de sacrificiu al pompierilor au continuat peste timp, acestea fiind reînsuflețite în principalele momente ale istoriei naționale. Timpul în care munca pompierilor se limita la stingerea incendiilor a trecut de mult. În ziua de azi, riscurile, amenințările și provocările sunt mult mai diverse și mult mai accentuate. Ce a rămas constant este devotamentul și curajul celor care, îmbrăcând uniforma de pompier, salvator, intervin în sprijinul comunității de fiecare dată, atunci când este nevoie. La final, în cadrul unei ceremonii, ofițerii merituoși au fost ridicați în rang. Premii au primit și pompierii care au obținut rezultate remarcabile la competițiile sportive naționale, precum și organizațiile voluntare pentru prevenirea și intervenția în situații de urgență. A fost oferit și premiul Pompierul Anului, iar la final a avut loc o paradă a pompierilor.